Băieți, cu atâta iscusință mânuiți voi clapele, eu privindu-vă m-am gândit că dacă ar exista un campionat de expediere a SMS-urilor, voi cu viteza degetelor voastre precis ați lua locul întâi. Există un campionat direct după prestație. Da, chiar acum deja se desfășoară. Așa că eu m-am gândit că voi probabil prezentați un pericol pentru alți participanți dacă v-ați apucat singuri să expediați SMS-uri. Poate doar un singur impediment exista.
banii în cont. Nu, nu e o problemă, pentru că e la tarif normal. Mie foarte mult plac băieții ăștia, pentru că și eu la școala de muzică am învățat la acordeon. Adrian, deja câta oară încearcă să intre în trupa asta. Adrian, ultima încercare, ultima încercare, eu te susțin. Aplauze, vă rog, pentru Adrian. Băieți, zi, o surpriză pentru voi. Vin în sezonul 2, Adrian. Instrumentul ăsta nu e al meu, e al lui Mircea. Mulțumesc frumos, Mircea, pentru așa instrument bun. Mersi mult, mă luați în trupă. Mă luați în trupă. Numai nu, decât. Nu. În sezonul următor? Da. Mulțumesc frumos. Nicu, tu știi să cânti la acordeon? Eu vreau să spun, luați... Nicu, tu vezi? Dacă nu vorbești, ce trebuie. Eu vreau să spun, luați-l în sezonul 4 pe Adrian. De ce? Nu știu. Să fie... Bă, cât mai târziu, cât mai bine. Eu vreau să vă spun că sunteți artiști cu literă mare. Asta s-a văzut, s-a simțit. Cei de acasă văd, cei de acasă înțeleg, cei de acasă știu că e o muncă în spatele ceea ce faceți. Apropo, atunci când ați început cu James Bond, eu vreau să-mi scot pistolul și vreau să spun țărnă, Nicu, țărnă. Costumul e potrivit, Nicu. Bravo, băieți! Tania? Ți-ți plac băieții ăștia? Da, mie mi-au plăcut din prima. Eu mi-amintesc că în audiții pe ei am văzut la început și cred că au fost de bun augur pentru acest show. Bravo și pentru ce ați făcut astăzi. Ați fost diferiți de celelalte două ori când v-am văzut. Mi-a plăcut că ați adaptat melodii moderne, contemporane și mi-a plăcut că ați venit și cu alte două instrumente. A fost frumos, a fost feieric, felicitări. Tatiana, trei instrumente. Adrian nu e în concurs. Eu nu sunt în concurs, nu ești în concurs. Da. Este Adrian, tot un mister. Un instrument nou, Adrian Ursu, da? Domnule Munteanu? Băieții ăștia îmi plac enorm, eu îi văd cam des în fiecare zi și îmi plac că ei caută, ei tot timpul sunt căutare și evoluează extraordinar. Nu m-am vrut să aflu, muzicuța ați luat-o de la, ați împrumutat-o de la Dogă sau ați furat-o? Ați furat-o, da? Bravo, bravo! Mulțumim, domnul Munteanu, dar n-am înțeles. Ce caută băieții ăștia? Să împrumută bani? Ce caută? Cine, ei? Da, când îți spuneți că caută, ce caută? Ei sunt în căutarea muzicii noi, dar caută desigur și bani, de ce nu? Da, ce cred că le-ar încurca 500 de mii? Le urăm succes, să câștige 500 de mii de lei!